Nu ședea că îi plăcea, ședea că nu mai putea.
Zice când mai apuca că puterile lăsa, sfătuia și poruncea și ciobanii le asculta. Negru Vodă zice așa: eu vă sfătuiesc și vă poruncesc, vă cer să jurați și să vă legați, să știți să răbdați, să nu să nu păziți, să nu risipiți, să știți să jurați și să vă legați, copii de copii, toți cât sunt și or fi, și cât vor veni, nepoți de nepoți și de strănepoți, pe toți să jurați și să-i legați, să-mi învățați pe toți și pe toate, să jure pe viață, să jure pe moarte. Țara să o păzească, să nu o risipească, să le fie dragă, cum mi-a fost și mie, de azi și vecine. Negru Vodă și-a lui ceată, toți voinici cu fruntea lată și cu plete lungi pe spete și cu chioage groase drepte. Suie creasta munților, munților cărunților, de colo de penălțime, cu vitej cu agățime. Negru Vodă jos privește și la vale apoi pornește. Și trecând peste hotare, voinicilor strigă tare: alelei, voinicii mei, mândri puișori de zmei, ia priviți cele câmpii bălțate de asomii. De tătari astăzi cuprinse și de flăcări mari încinse, acolo s-ai voștri frați, toți vrednici, cu cabrazi înalți, ascultați suspinul lor, jalea lor și-alor mare dor. Chioacele vi le luați, arcurile vi le încordați și pe tătari alungați. Voinicii când auziră, arcurile cordau, chioacele le luau și pe voinicii scoteau. Satul văzând că acest om nu se dă la muncă, nici un lucru capului, hotărâ să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de nedrepte și alte. Și așa să ale niște oameni visați și se ducă trasele de jurii, pe un promesor, pe un lucrar cu voi, ca pe un lume simțitor și hai până spune, până spune. Așa era pe primea aceea. Pe drum se întâlnește cu o cucoană care mergea la plimbare. Cucoana, văzând în calul cel cu voi, un om care se mâna a fi bolnav, întrebă cu mine pe țărani de gând. Și-l duce la vreo doctoroaie undeva, să se caute. Ba nu, cucoană, să e fetistită fata dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu crede să fie mai bun pereche lume. Și îl duce la spânzurătoare să curățim satul de-o tână. Alei, oameni buni, păcat, sărmanul, să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie la mine. Ia că tăcută pe costi și aceea. Eu am acolo un ambar plin cu pozmare. Ia așa, pentru împrejurări grele. Doamne ferește! Am un car la pozmar și-a trăit și el pe lângă casa mea. Când o știi că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pune. Da, suntem datoră ne ajută unii frații. Ia auzi, măi, leneșule, ce spune cu coana? Că te pune la cotețe într-un hambar cu pozmaci. Ia, ca peste ce noroc ai dat? Bată-te-n tuneric să te bată, urciunea oamenilor! Să-i fii dragă din car și mulțumește cu coanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșuri, luându-te sub aripa dumisar. Noi, gândeam să dăm să poși frânghe, ia cu coana cu bunătatea dumisare, să adăpoși poșmari, să toți trăiesc, să nu mai mori. Să-ți bată cineva obrazul pe drum ca tine și să te hrănească capul într-un mare chiune și asta. Bine a mai zis și ne-a zis că boială și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cu coanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. N-almuieți-s posmagii. Zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să se cărească deloc. Ce-a zis? Ce să zică, milostivă cucoană? Întreabă, că muieți-s posmagii? Ba, de mine și de mine, încă asta n-am auzit, dar el nu poate să și moare. Ia auzi, măi leneșule, te prind să mori singur posmagii, ori ba? Ba, zise atunci leneșul. Trage-s mai bine tot înainte. Ce mai atâta vină pentru asta cu schiele gură? Atunci unul dintre săteni zise cu coanei:
Sănătatea dumneavoastră milostivă, cucoană. Dar degeaba mai voi ți-ați picotul pe gâște. Vedeți bine că nu duce noi la spânzătoarelui așa de flor de fuc să luăm năgavul. Înghitiți! Un sat de trei n-ar fi cu soare, mână de la mână să facă diferențul ceva. Dar ai pe cine ajuta, doar Lene, părăteasă mare. Ce-ți faci capul? Cucoana Pungi, cu toată bunăvoința ce aveți, să le hărăsește și de bine pațurile și de tot zicând. Oameni buni, față zat, cum vă va lumina Dumnezeu? Ia să te îi duc pe Lene și la locul cu venit și papelul. Și iată așa a scăpat și un oameni de aceea de săteni și sătenii aceea de dânsul. Mai poftească de acum și azi de dacă le dă mână și ține cu leaua.